În acest weekend a avut loc cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret Carpatica. În cele două decenii de la înființare, festivalul a adus în fața hunedorenilor ansambluri de renume din Europa, Asia și America de Sud. La această ediție participă aproximativ 300 de dansatori, instrumentiști și soliști de muzică populară din Bulgaria, Slovacia, Serbia, Republica Moldova și din 8 județe ale țării, inclusiv Hunedoara. Festivalul a debutat la Deva, a continuat sâmbătă la Hunedoara și s-a încheiat cu un spectacol festiv la Giurgiu. La Hunedoara, parada portului popular și spectacolele programate la cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Carpatica nu s-au putut ține pe pietonala orașului din cauza ploii torențiale. Prin urmare, evoluțiile participanților s-au mutat pe scena Centrului Cultural Corviniana. Ca de obicei, după renovare, gazdă primitoare a multor evenimente culturale. Este un eveniment frumos, îmi pare rău că timpul nu a ținut cu noi pentru că trebuia să aibă loc în primul rând parada și să adune foarte multă lume, dar ploaia torențială nu ne-a lăsat, dar nu-i nimic, Casa de Cultură de aici de la Hunedoara este întotdeauna deschisă pentru toată lumea și toți cei care doresc să vină aici la noi și cu atât mai mult ne bucurăm că este vorba de formații din mai multe țări, din mai multe zone ale țării și care să vadă că la Hunedoara lumea este primitoare și este dornică să vadă lucruri frumoase. Avem alături de noi ansambluri folclorice din Bulgaria, Republica Moldova, Serbia, Slovacia și, bineînțeles, din România. Vedeta autohtonă a Festivalului Carpatica 2023 a fost ansamblul Hațegană, proaspăt laureat al Festivalului Internațional de Folclor Concurs de la Varna, Bulgaria. Nici n-au apucat bine dansatorii să-și desfacă bagajele că sâmbătă au urcat din nou pe scenă. Ce premiu a adus ansamblul Hațegană acasă la Hunedoara? Ansamblul Hațegană a luat marele trofeu, trofeul festivalului, un trofeu care acum trei luni nu ne gândeam că o să-l putem obține, dar prin muncă, dăruire, s-a reușit. Festivalul Internațional de Folclor Concurs de la Varna, Bulgaria, unde ne-am întors ieri. Și astăzi participăm la Festivalul Internațional Carpatica de la noi din județ. Astăzi am venit la acest festival pe care îl urmărim și îl îndrăgim cu multă atenție, bucurie și satisfacție în inimile noastre că ne mai descrețesc frunțele. Ieri l-am văzut la Deva, astăzi îl văd la Hunedoara și mâine mă voi duce la Giurgiu să-l văd la Giurgiu. Și s-a terminat cu ăsta și o să începem alte activități în cursul anului ăsta. Le dorim tuturor organizatorilor, câștigătorilor din nou ăsta, mult succes, felicitări! Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret Carpatica a fost creat cu scopul de a oferi tinerilor posibilitatea de promovare a tradițiilor, a obiceiurilor și a culturii popoarelor, festivalul reprezentând un real schimb de experiență în acest domeniu.